Salutare, dragi prieteni, și bine v-am găsit la primul meu episod de pe acest canal. Astăzi voi filma cu Euro Truck Simulator 2. Suntem în cursă, suntem cu Scania, livrăm minereu de fier. După cum spuneam, mai avem 162 de kilometri și un timp estimat de 2 ore și 23 de minute. Dar cred că o să merg mai repede. Limita este de 80 de kilometri pe oră și se limitează la 50, desigur. Încerc să conduc cât mai atent, desigur. Puțin o în oglindă să văd. Perfect. Culoarea semaforului este roșu. Deci vom aștepta puțin mai în față. Da. Stop. Dăm semnal dreapta. Semnal dreapta. Perfect. Urcăm în sus. Foarte bine, vedem că este un drum în lucru. Dar putem merge lejer. Avem loc, ne încadrăm foarte bine pe această bandă. Așa, după cum spuneam. Nu avem prioritate de trecere. Limita este de 50 de km la oră, dar vom merge puțin mai repede. Suntem pe minus cu banii, dar nu ne afectează, pentru că o să-i facem înapoi. Nu chiar foarte repede, dar destul de... Și camionul are navigație, dar... Îmi place mai mult să o folosesc pe aceasta. Da. Și dacă vă place, nu uitați să apăsați butonul de like și subscribe. Și să lăsați idei cu ce jocuri să mai încerc. Da. De obicei, când mă joc Euro Truck, îmi place să pun și muzică. Să te simți un șofer adevărat, cum s-ar spune. Mai trebuie să mai și glumim. Nu prea am subiecte de vorbă, pentru că nu prea știu ce să spun și ce să vorbesc, pentru că este primul episod și mă gândesc de fiecare dată ce să spun. Dar vă las să urmăriți drumul. După cum am spus, am de transportat minereu de fier. Da, ați văzut, ne întoarcem în carbină. O să urmeze să facem la dreapta, deci ne încadrăm pe banda de făcut la dreapta. Dăm semnal dreapta, ne asigurăm. Putem intra lejer. O să avem de trecut o vamă. Mergem și trecem vama pe aici. Perfect. Încetinim. Să vedem cât avem de plătit la vama. Să prezentăm actele corespunzătoare. Încet. Da. Am plătit. Bariera s-a ridicat, desigur. Și vom pleca de pe loc. Mulțumim. A trecut cu bine vama. A fost totul în regulă. Nu aveam de ce să ne punem problema că nu trecem vama. Suntem în regulă cu toate actele și tot ce ține de... O să avem de făcut la stânga. Este interzis să facem la dreapta. O să ne asigurăm și putem să ne băgăm. S-a oprit semnalul. Vedem dacă putem să ne băgăm pe bandă. Vine ceva, dar cu accelerare. Am putut să intrăm pe bandă fără să stânjenim cumva traficul. Și ne cerem scuze colegului din spate, dar
Deja s-a depărtat, cred că a frânat. Puțin cam greu merge acest camion, prinde viteză mai greu, dar este și încărcătura. După cum am spus, încărcătura este foarte grea și... Din greșeală, mă scuzați. Cred că trecem iar printr-o vamă. Noi trebuie pe aici. Nu, no, nu, no, nu, no, nu se poate pe aici. Mă scuzați, mă scuzați. Pe banda cealaltă. Da, 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 da. N-am greșit eu, m-am grăbit. Avem, da, avem un tir în spate. Mă, să mă scuze colegul, dar... Dar nu am știut. Sper să nu mai lovesc tirul încă o dată, că... După cum vedeți, sunt pe minus și nu mi-aș permite să plătesc din banii mei această reparație, care este destul de costisitoare. Da? Am trecut, da, 16 euro am plătit. Angajatorul a plătit altă taxă, deci toate cheltuielile sunt plătite de către angajator când iei o cursă. Dacă nu este propriul tău camion, am și eu propriul meu camion, dar prefer să iau curse de la angajator, pentru că reparațiile sunt suportate de acesta și este mult mai simplu și taxele totodată. Încet, încet încerc să pun bani la balanță, pentru că sunt pe minus. Bine, nu afectează chiar mult aceasta, dar când ai o afacere, trebuie să plusezi, nu să scazi. Deci să înțelegem acest efort pe care îl depun. Și de aceea mă grăbesc. Mai avem 47 de kilometri, deci 40 de minute până la destinație. Este ora 11:46. După cum vedem, 90 de kilometri pe oră. Aceasta este limita, dar și limita camionului. Vedem că mai mult de atât nu prinde, dar cred că este și limitat. Da. Și mergem. Ne vin mașini de pe prima bandă. Deja s-a mai ridicat puțin limita la viteză. Dar camionul tot nu prinde mai mult. Deci înseamnă că aceasta este limita lui. Cu încărcătură, evident că merge puțin mai ușor și nu are cum să meargă mai repede. Da. Combustibil mai avem destul. Nu mai avem foarte mult de mers. Aici vedem un râu pe partea dreaptă. Foarte frumos. Cu câteva plante. Trebuie să explorăm și să explorăm orașele, pentru că așa e frumos. Ne încadrăm pe banda din dreapta, pentru că o să avem de... Da? Încetinim încet și următoarea o să facem la... Ne asigurăm. Avem semnal la stânga. Și o să facem tot la stânga. Încet. Intrăm în orașul Metz. Da? După cum vedeți, am intrat. Ori ne-a băgat prin oraș, ori ne-a venit... Ori ne-a băgat pe centură. Pe centura orașului. Este roșu. Mergem drept în față. O să ne încadrăm pe banda din dreapta, pentru că o să trebuiască să virăm la dreapta și să fim pregătiți în caz de vine un autovehicul. O să dăm semnal de la dreapta. După cum vedem, avem prioritate și ne băgăm. Aproape că am ajuns și vom finaliza cursa. Mai avem foarte puțin. Foarte puțin de parcurs. Această cursă a durat
mai puțin, dar sper că v-a plăcut. Trebuie să dăm puțin mai în spate, dar nu avem niciun vehicul în spate, așa că autovehicul, mă scuzați. Sper să nu lovesc acolo cu roata din spate, dar am lovit puțin bordurica, dar nu face nimic. Da. Așa, dragi prieteni, cam asta a fost. Dacă vă place, nu uitați să apăsați butonul de like și subscribe. Am ajuns aici, am ajuns cu încărcătura, asta a fost cel mai important, am avut câteva peripeții pe trafic, zis așa, dar sper că a fost totul bine, nu avem timp, trecem peste asta și confirmare. Să vedem cât am primit. Nu am primit chiar foarte mult, am primit 3155 renco pesa de bază și pentru competență